acum se petrecește, ca să zic așa, pe 13 decembrie se lucrează. Și chiar m-au întrebat, v-au urmărit la televizor unii din vecinii mei și mi-a spus, nu, uite, zicea primarul că face Păi da. asta și acum, uite, Da, peticește. dar rugămintea Da. mea este să mă asculte până la capăt. Da. Ceea ce se peticește este, pe de o parte, firma Recon și Doje, Cofidoje. care trebuie să aducă la același standard cum a găsit șoseaua, adică a găsit-o îmbătrânită, da? Că toate șoselele Făgărașului de care am vorbit sunt îmbătrânite, de Da. aceea am semnat 250 de miliarde. Și ei aduc acum la același standard să se poată circula normal. Avem și noi câteva plombe de executat în anumite segmente din 13 decembrie din Negoiu, pentru că plombele sunt, garanția pentru plombe este de doar 2 luni, de 6 luni. Nimeni nu-ți dă niciodată în această țară o garanție mai mare de 6 luni pentru plombe. Și atunci vin și întreb ce facem? Nu plombăm până se rezolvă procedura de licitație? Nu plombăm până pleacă firma asta din oraș ca să putem implementa proiectul mare de asfaltare? Sigur că plombăm, a trecut iarna, au trecut ploile, plombăm ceea ce ne permite bugetul să plombăm și atâta la subzistență ca să putem să circulăm. Este ca și când în casă ți-ai rezolvat conductele, dar până pui covorul persan, pui o folie de plastic ca să nu se murdărească gospodina. Așa e și cu orașul acesta. Nu crede cineva că facem de capul nostru sau haotic, dar sunt chestiuni care trebuie tratate la zi, cu garanție de 2 luni, de 6 luni, urmând ca proiectul major, care are în vedere implementarea sumei de 250 de miliarde, să fie declanșat imediat după ce licitația va fi finalizată, imediat după ce firma aceasta pleacă din oraș și lucrul acesta se va întâmpla de la 1 iulie încolo.